Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem din nou la emisiunea Întâmplarea Stării de Bine și astăzi vom vorbi despre dependența de telefoanele mobile, dependența de rețelele de socializare și mă bucur să iau alături de mine pe Ana Maria Iordache, care este psihoterapeut și psihanalist, și pe Mihai Cofăceanu, care este psiholog și specializat în adicții. Bine ați venit și să sperăm că o să avem o discuție din care toată lumea va avea de învățat, inclusiv noi, pentru că și noi suntem oameni și noi avem tot felul de obiceiuri și, nu în ultimul rând, bineînțeles, toți cei care ne priviți în acest moment să găsiți răspunsurile cu privire la ce înseamnă dependența aceasta și cum ne ajută sau cum ne încurcă uneori. Și acum, către invitații noștri, o să lansez această întrebare. Cum e de fapt cu utilizarea telefoanelor mobile? Am ajuns să fim dependenți, am ajuns să trăim într-o lume în care telefonul mobil a devenit așa indispensabil și uit, dacă în perioada în care mergeam prin restaurante, mergeam în diferite locuri publice unde oamenii teoretic se presupunea că interacționează, că socializează și dintr-o dată vedeam poate doi îndrăgostiți stând unul lângă celălalt și fiecare butonând telefonul. Ce se întâmplă în momentul de față? Cum e cu telefoanele acestea? Cine vrea să vorbească? Putea începe eu. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt alături de voi și că vă cunosc în felul ăsta. Mă gândeam că, mă rog, eu fiind medic psihiatru, când aud cuvântul dependență, mă gândesc automat la DSM și la tulburare. Și mă gândeam să facem o diferență, totuși, între folosirea termenului așa în limbajul nostru obișnuit și folosirea termenului ca tulburare din... DSM-ul e Biblia asta a psihiatrilor, care ne ajută să punem diagnostice de boală și așa. Și din punctul de vedere al DSM-ului, dependența, în primul rând, este o diferență între dependență și adicție. Dependența constând într-o afectare organică și organică, iar adicția a rămas așa ca termen general, care poate să includă o dependență, adică o afectare biologică sau nu. Și cumva definiția asta de dependență are legătură cu o sumă de comportamente și simptome apărute după folosirea de obicei a substanțelor, dar și a altor obiceiuri, să zic așa, de un fel de a relua mereu un obicei, deși are un efect negativ, deși nu ești mulțumit, deși îți dorești să scapi pe de o parte de el. Și presupune o suferință foarte importantă în urma. Cred că în discuția noastră mai degrabă pornim de la un termen așa, uzual de dependență, nu la ăsta de boală neapărat. Deși se poate ajunge până acolo, dar mă rog, în DSM nu există această tulburare de dependență de telefon sau de tehnologie, deocamdată. Ok. Poate ne gândim când ar putea ea să fie introdusă ca și dependență, adică în ce punct al utilizării, adică în mod excesiv a telefonului mobil, putem să ducem în zona de DSM. Bineînțeles că nu suntem noi cei care vom face lucrurile acestea, dar când ar putea fi considerată o dependență așa ca la carte? În măsura în care afectează viața de zi cu zi,
relațiile cu ceilalți, relația cu munca, cu școala, cu chiar sănătatea fizică. Adică insomnii, nu știu, pierderi în greutate, pot fi o grămadă de simptome fizice care pot apărea într-o boală, nu? Când este o afectare serioasă și se dovedește că este de, cauzată de acest comportament, ceea ce mi se pare foarte greu, pentru că de obicei în spatele oricărei adicții stă altceva, stă o altă tulburare. O altă tulburare, da, și până la urmă acest comportament mușamalizează ce tulburare putea să fie în spate sau e o refugiere a individului în acest comportament ca să nu, vine acum în engleză cuvântul deal, să nu își gestioneze practic emoțiile pe care le are. Și cred că pot să fie într-adevăr persoane care pe timp de noapte își lasă toate mesajele să bipăie în fundal și să trezesc, să răspundă la tot ce vine și atunci, da, și partea asta de somn poate să fie afectată și multe alte aspecte ale vieții. Mihai, știu că tu ai o foarte mare contribuție aici în România prin analizele pe care le faci și știu că chiar și în rândul adolescenților remarci ce comportamente au ei cu privire la folosirea telefonului mobil, cu privire la folosirea rețelelor de socializare. Ce ne poți spune despre ce se întâmplă în momentul de față? A zis foarte bine Ana Maria și pe care o salut și vă salut. E o parte chimică, în mod clar, în dependență, dar și cu toții în limbaj comun suntem dependenți de orice tip de device, de telefon, mai ales pentru că nu pute funcționa. Nu poți lăsa un copil la școală fără telefon, nu poți merge la job fără telefon, deci inclusiv bunicii noștri au telefoane, bunicii mei au telefoane și le folosesc, dar le folosesc în cazul bunicilor destul de rar și nu ori sunt și nu răspund. Deci noi suntem dependenți în sensul larg de telefoane, dar mai sunt câteva criterii esențiale atunci când ai o dorință compulsivă de a folosi telefonul. Sunt studii care arată că există persoane care verifică și de 120 de ori pe zi telefonul pe parcursul unei zile, chiar dacă n-a bipăit, dacă n-a avut nicio notificare. Persoane care primul lucru dimineața folosesc telefonul înainte de a se spăla pe dinți, înainte de a merge la toaletă, persoane care noaptea folosesc telefonul, persoane care în rândul oricărei activitate profesională acordă foarte mare atenție telefonului, astfel încât uneori se neglijează propriile lor activități, deci au o dificultate de controla. Ai un impuls control disorder, nu? Cum zic americani, nu te mai poți controla și îți provoacă și suferință, nu te mai poți bucura și totuși continui să utilizezi telefonul sau aplicațiile de pe telefon în ciuda unor efecte negative. Asta e iarăși bine de menționat. Deci dacă folosim telefonul, dar la masă ne putem concentra și mâncăm, seara îl închidem sau televizorul îl punem în altă cameră, dacă mergem pe munte 2-3 zile și putem sta fără telefon ok, nu stăm pe telefon, admirăm peisajul, înseamnă că suntem funcționali și suntem ok. Dar dacă avem această dorință compulsivă de a folosi în ciuda efectului negative, sunt câteva semne de dependență. A spus foarte bine Ana Maria, nu avem încă în DSM abuzul de tehnologie modernă, de telefon sau aplicații, sunt vreo 11 clase doar de substanțe, dar avem zeci și sute de studii care vorbesc despre folosirea în exces a telefonului în diferite categorii și mai ales în cadrul studenților, pentru că studenții sunt ușor de găsit, cu studenții faci foarte ușor studiile, te miți online. Vreau, dacă îmi permiți, pe scurt câteva cifre dintr-un studiu pe care am făcut într-un research anul trecut. Cumva cam o treime dintre studenți, vârsta medie fiind 19-20 de ani, au folosit între 4 și 6 ore zilnic telefonul. Totuși au fost aproape 20% care au folosit 6 ore pe zi și poate puțin, dar unul din 10 au folosit 8 ore zilnic telefonul. În studiul meu, în mod clar, între 2 și 4 ore au fost mai mulți băieți decât fete, dar fetele, mi-a ieșit câteva 6% diferență, că fetele au stat mai mult decât băieții în ce privește 6 ore pe telefon.
Deci e important și de ce folosim, care este scopul. În cazul adolescenților, primul motiv pentru folosirea tehnologiei moderne a fost socializarea, 72%, și la mare distanță, undeva la 12%, a fost ascultarea muzicii, informare, lectură, 7%, jocurile care cresc și în situația de față cu COVID-ul, foarte mulți au jucat jocuri online, sau știrile sub 1%. Deci aici poate merge la ceea ce spunea Ana Maria, ce e în spatele dependenței. De multe ori nu știm. Dar în mod clar, la adolescenți e o nevoie de socializare. Iar tehnologia îți oferă, poți oricând, cu oriunde, de oriunde, la orice oră, cu oricine, poți intra și comunica online și poți răspunde. Bună oară, și cu asta încheie răspunsul meu și în cazul meu. Am folosit foarte mult Facebook și Instagram pentru distribuirea acestui sondaj ca să ajung la, nu știu, la 1100 de tineri. Dacă făceam asta fizic, să merg prin clase, prin școli, nu era realizabil. Adică, deci ne putem folosi și de tehnologie în sensul acesta util al nostru. Studiul făcut acum în COVID, de la Paște până în zilele acestea, a atins un număr înalt de participanți și pentru că mi-au spus la un moment dat la o întrebare liberă că se plictiseau acasă oricum și că s-au săturat și de Netflix, s-au săturat și de YouTube, s-au săturat și de vorbit și totuși în sfârșit e ceva în care poți să spune ceea ce gândești și cineva care te ascultă și nu te judică. Noi neavând totuși, și acum discut în zilele acestea cu cei care o să dea bacul sau în clasa 8 au examene, neavând un foarte bun atașament față de școală, neavând, spunem, un exercițiu al lecturii, nu știu, și poate și pe vremea voastră, adică a noastră, noi citeam cărți de hârtie, adică mergeam în biblioteci, le miroseam, abia așteptam să zic. Ori aici, ei neavând acest exercițiu, nici nu au alternativă aceasta de a se gândi cât de mult contează, nu știu, studiul individual, lectura, poate poezia, poate, nu știu, o învăța o limbă străină sau a face comerț online. Viața lor este doar pe tehnologie și aici tehnologia are un mare aspect negativ pentru că, deși sunt în România zeci de cursuri unde copiii de mici dezvoltă niște competențe digitale cu care eu n-aș fi deloc de acord, pentru că neurocognitiv, de fapt, îi deprivăm de alte competențe cum ar fi cele sociale. În studiul recent am avut 7 întrebări, iar timpul de răspuns era undeva mediu 8-9 minute. Unii dintre ei, nu mulți, dar unii mi-au spus că e foarte lung. Deci, și apropo, când neglijezi viața personală sau cea școlară, când ești la școală, eu întâmplător mai sunt invitat să vorbesc în școli, îi văd că dacă nu ești foarte interactiv cu ei, își pierd atenția, adică intră pe telefon și sunt școli, de pildă, în Sibiu, unde de la ora 8 până la ora 2, telefoanele sunt puse în niște săculeți undeva la intrare și nimeni nu are acces acolo. Pentru că copiii nu pot fi deloc atenți. Ceea ce nu se întâmpla în anii trecuți, când dacă profesorul era plictisitor, aveam un coleg care tot timpul citea română pe sub bancă, citea altceva, avea un roman acolo. Deci își fructifica timpul. Ori își pierd foarte mult din aceste abilități, din atenția concentrată, din răbdarea, din calmul lor. Asta cred că ar fi ceva foarte esențial de reținut. Pentru că dezvoltă abilități de mici, dar în timp își pierd aceste abilități. Mai am o singură întrebare vis-a-vis de studiile pe care le-ai făcut. Ne-ai spus 70% că petrec timp pe rețelele de socializare și nu cred că am reținut cât petrec pentru jocurile online. 4,8% a fost pe jocul online, 12% okay. Muzică. Trebuie să subliniez că nu-mi dau seama de ce, poate am foarte multe prieteni pe Instagram, fete, dar 70% dintre participanți au fost de sex feminin. Și poate asta cumva influențează, dar jocurile video sunt în creștere și au același caracter de dependență ca și telefonul sau substanțele. Întrebam asta pentru că am un copil de 8 ani acasă și știu că are o tendință foarte mare să intre pe jocuri. El este într-adevăr băiat și dacă l-ai putea lăsa toată ziua pe telefon sau pe laptop să joace, cu siguranță ar face. Și văd foarte mulți copii, da, deci nu adolescenți, care petrec timp. Nu știu dacă s-au făcut studii și în rândul copiilor. Știm deja că li se permite accesul de către părinți și va fi interesant să vedem în anii următori într-adevăr cum se... Din păcate, noi aici greșim foarte mult. Sunt unele jocuri care, și inclusiv conturi pe rețele socializare, care sunt interzise sub 13 ani. În România totuși e posibil.
Dar aș vrea să mai fiu cumva de partea copilului aici și să spun că sunt și adulți care stau foarte mult timp. Am văzut disfuncții maritale, pentru că soțul stă nu știu cât timp pe PlayStation și soția săraca spală până la 11 noapte și gătește. Deci, nu vreau să stigmatizăm copiii, că sunt, repet, și adulți care abuzează de telefonie și chiar de jocuri video. Doar copiii sunt mai vulnerabili la stimulul ăsta față de adulții care au primit o educație până la un anumit moment și rețelele neuronale s-au dezvoltat într-un anumit fel. Pe când la copii este exact perioada în care se dezvoltă asta și ei cresc având o suprastimulare neuronală și asta creează o dependență organică. Faptul că ei nu mai pot avea un sentiment de satisfacție la o stimulare obișnuită, cum ar fi răsfoirea unei cărți. Sau, adică, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă voi ați constatat, ați simțit asta, dar mie mi se întâmplă. Dacă urmăresc acum un film din anii 70, dacă nu este o poveste extraordinară, mă plictisesc. Pur și simplu nu am răbdare. Adică mi se pare că sunt, pierd timpul, cadrele alea infinite în care nu se vede nimic, e aceeași imagine lentă. Cred că dezvoltăm o anumită nevoie de o gratificare foarte, foarte rapidă și de o stimulare foarte rapidă. Și aici intervine și partea asta biologică, care e foarte importantă. De multe ori sunt părinți care au chiar bebeluși sau, mă rog, hai să zicem, bebeluși de la 6 luni, după ce au o oarecare manualitate, și care își liniștesc copilul dându-le tabletă sau telefon pe care ei intuitiv le folosesc, așa creată softurile, și ei ajung să învețe autoreglarea emoțională a stării interne folosind acest ceva. Adică nu mai este contactul uman care liniștește, mama care îi cântă sau îi vorbește sau îl leagănă sau se joacă, se privesc în ochi. Nu este o comunicare cea care reglează starea internă a copilului, ci este o stimulare artificială extrem de intensă și asta creează un anumit pattern de autoliniștire. Și atunci, pentru că tu spuneai mai înainte că folosesc în scop de socializare telefonul, da, și eu am 2 copii și am observat că te duci la petrecerile de copii, sau mă duceam, că acum sunt mai mari, și deși erau grămadă acolo, ei stăteau și se uitau pe telefoane, fiecare în colțul lui. Trebuia să intervină părinții. Răspunde unei curiozități. E mult mai curios să văd ce e acolo decât ce e lângă tine. Și oamenii își pierd, și copiii își pierd și atenția foarte ușor. Nu mai pot concentra. Dar exact. Telefonul este foarte atractiv. El îți răspunde unei nevoi ale tale interne de curiozitate, de interactivitate. Poate conversezi de WhatsApp cu alți prieteni și la petreceri nu atât de interesant. Deci stimulul din viața reală e mult mai scăzut. Mai slab. Asta mie mi se pare că deja în momentul în care spui că telefonul îi răspunde curiozității lui, deja e departe. Adică mie mi se pare că e ceva mult mai primitiv, aproape mecanic. Adică e ca și când tot stimulul ăla de lumină și sunet și de schimbare, pur și simplu îi face un masaj pe creier. Așa, la modul primitiv. Da, nu mai ajunge la funcțiile superioare de curiozitate. Sunt o serie de... Te rog, Simona, da. Aș vrea să punctăm foarte, foarte bine aici și n-aș vrea să sărim către alte subiecte vis-a-vis de copilul, pentru că Ana Maria precizai mai devreme despre copiii la 6 luni care sunt lăsați în fața unui telefon. Remarcăm că unii dintre ei pot să mănânce doar dacă stau în fața telefonului. Nu mai există această interacțiune interumană și, din câte știu, dezvoltă chiar o anumită formă de autism și nu aș vrea să
trecem foarte ușor, foarte repede peste acest subiect și să le atragem atenția părinților că practic dezvoltă niște copii care sunt aplatizați emoțional și vor să crească niște ființe care pot emoțional să se dezvolte în mod sănătos. Te rog, Anamaria. Nu sunt aplatizați emoțional. Au o incapacitate de a-și domoli emoțiile. Sunt foarte impulsivi și au emoții foarte puternice. Sunt cele primitive. Da, nu știu să le gestioneze. Adică ei nu știu să ajungă la o linie emoțională de mijloc care să le permită să facă niște alegeri potrivite pentru un anumit moment. Adică e atunci când ești copleșit de emoție și nu mai poți să faci o alegere pe care să o gândești, să te dai un pas în spate și să te uiți la o situație mai liniștit. Și da, atunci totul devine o avalanșă și telefonul e doar un fel de suzetă, îmi vine să zic, care liniștește o, psihanalitic vorbind, o angoasă profundă. Ce alte efecte ați mai văzut că se întâmplă la nivelul copilului dacă este expus prea mult timp? Și de fapt nu dau seama ce înseamnă prea mult timp. Nu știu dacă are cineva răspunsul. Cât ar trebui să le limităm? La cât ar trebui să ne limităm ca și timp copiii? Deci, odată... Da. Era un studiu, dar îl spun doar așa, la nivel de limbaj de piață, nu știu exact, dar un studiu care arăta că o oră de stat pe telefon sau tabletă este echivalentul unei prize de cocaină la nivelul creierului. Bine, am văzut știrea, dar nu sunt deloc de acord, am criticat, pentru că nu se poate compara. Cocaina ține direct în creier și provoacă... o dependență și chimică. Sunt multe studii în sensul ăsta de stimulare fizică. Știu, dar nu putem compara. Nu, asta este mai mult un articol de cancan, dar nu e un studiu științific. De asta și spun. Eu chiar am intervenit, acum câteva luni a fost studiu publicat, adică tradus în românește, și telefonul ca și cocaina, adică nu merge, adică e puțin exagerat. E un semnal de alarmă, dar cum spuneai, poate o oră, maxim două ore, depinde ce nevoie ai de telefon, dar poate o oră pe zi ar fi suficientă. Eu mă bucur când întâlnesc copii care nu că n-au telefon, dar nu simt o nevoie de a folosi telefonul și am discutat mai ales cu părinții lor, copii de la 8, 9, 10 ani și ce mai mult m-am bucurat când ei mi-au spus că de fapt această nevoie n-a fost deloc indusă de părinții lor, nici de la 6 luni, cum discutam, până la 3, 4, 5 ani și acum e posibil nu simt o curiozitate. E și o presiune socială. La un moment dat, în clasa 1-a, 2-a, toți colegii tăi nu au telefon, au cel mai șmecher telefon posibil și atunci tu când ai deloc e jenant și e frustrant și eu le zic, dom'le, noi o să avem, o să ne confruntăm cu frustrări și în stadiul de adult. Nu cred că mi se pare deloc eficient să privez copilul de frustrări. Depinde cât de mare e frustrarea, dar dacă este util să folosești, cu atât mai mult, dar dacă nu are nevoie, nicio problemă să continui și clasa 3-a, 4-a, 5-a fără a avea telefon. Bună oară, mulți mi-au spus, îl aduc eu la școală, îl duc de la școală, dacă se întâmplă ceva, mă anunță doamna învățătoare, de ce ar avea nevoie în timpul școlii? Eram în câțiva ani psiholog într-o școală și am găsit în pauze copii care se uitau la filme porno în școală sau diverse alte aspecte. Desigur, avem școli unde se folosește tableta sau o tablă inteligentă. Da, avem teme pe telefon, cum să nu, de acord. Și noi, psihologii, folosim unele instrumente bazate pe telefon, că sunt mai atractive și mai interactive. Dar altfel, cred că am și alți colegi psihologi care sunt părinți și care mi-au spus că în cazul lor ei folosesc telefonul cât și televizorul doar în weekend. Deci nu au această nevoie. În schimb, a fost clădită ani de zile, repet, și mie mi se pare foarte trist când văd părinți care sunt alarmați că se confruntă cu copii impulsivi, cum spuneam, agresivi. Unii chiar au sărit la propriu cu cuțitul în fața părintului pentru că
au fost dependenți, de, mai ales de jocuri video, și au fost dependenți astfel încât nopți la rândul nu dormeam și nu mai mâncau și slăbiseră sau alții au luat în greutate și acum nu știu ce să facă. Ori povestea asta, când îi întreb de, cam de cât timp ai, spun de 2 ani de zile sau 3 ani. De până acum unde ai fost? Cum ai luat atitudine? Deci despre asta e vorba, despre modul în care poți să, cumva să, nu știu, să gestionezi abuzul de tehnologie și să oferi o altă alternativă. Înțelegem și pe mamele care la 6 luni au o grămadă de făcut. Au de pregătit laptele, au de spălat, nu știu, nu mai avem acum scutece de spălat, dar au de făcut ceva în casă, poate sunt singure, poate au un copil mai mare de 2 ani, 3 ani. Și e mult mai confortabil și ușor și relaxant să pui o tabletă în față și tu să-ți faci altceva în cameră, trebuie să ștergi praful, de pildă. Și atunci este liniște în sensul acesta. Aș vrea să ne întoarcem la ideea aceea, domnule, ce se întâmplă de fapt cu copiii noștri dacă îi lăsăm să petreacă mult prea mult timp pe tablete, pe telefoane, și nu vorbim acum de accesul la informație și ceea ce te învață, ci, nu știu, ori desene animate, ori joculețe, ori tot felul de filmulețe care să le distragă atenția de la faptul că eu, ca și părinte, nu am timp pentru copii. Ce se întâmplă, de fapt, cu copiii aceștia? Cum o să crească ei? Cum o să evolueze ei dacă petrec mai mult de, nu știu, 2-3 ore pe zi, chiar și o oră pe zi, în acest fel? Ce ați remarcat în colaborarea cu diferiți adolescenți, diferiți copii? Adică, eu, spre exemplu, dacă l-am lăsat pe fiul meu, tot într-o conjunctură în care a trebuit să muncesc, l-am lăsat mai mult timp pe telefon, nu mai avea această dorință de interacțiune cu alți copii. Și trebuie să ajung la interzicerea completă și după aceea văd cum se repoziționează, cât de mult începe să-i placă să socializeze, să se joace ca un copil normal. Voi ce ați mai remarcat din lucru cu ei? Că mi se întâmplă. La părinți care spun, vreau să stau și eu cu el. Și nu vrea, nu mă lasă în pace. Îmi spun că sunt plictisit, că nu știu cum. Dar vrea acum, când simte că n-a stat ultimii 3-4 ani de zile deloc. Și nici el nu mai știe cum se comporte, mai ales ca tată, dar și ca mamă. Și nici fetita nu mai simte nevoia. De ce vrei acum? Vii acum să mă iei în brațe, când până acum e ciudat asta. Adică, deci, modul în care noi construim relații. Deci, cred că cel mai mult ei pierd, exact cum spunea Maria, pe partea asta de reglare emoțională, pe modul în care vrei să mă calmez, dăm telefonul, lasă-mă în pace, nu-mi da telefonul. Și este o întreagă discuție pe jocurile video. Dacă îmi permiți un minut aici, dacă jocurile video cresc agresivitatea și impulsivitatea tinerilor, sau invers, sunt judecate că, din potrivă, sunt tineri agresivi care atunci când sunt agresivi doar când joacă jocuri video, și alții spun că nu, că de fapt sunt tineri agresivi care joacă jocuri video și devin și mai agresivi. Și aici n-aș vrea iarăși să cădem în extrem, pentru că sunt tineri care stau ore întregi pe jocurile video și nu sunt deloc agresivi nici în viața reală, nici când se joacă jocuri video, și invers, depinde de tipul de joc video, pentru că și ele sunt pe categorii. Și ce mi-a plăcut foarte mult, un studiu care arăta atunci când tinerii joacă fie agresorul sau trăgătorul, fie victima, fie salvatorul, acest studiu vrea să inducă că cumva sunt și niște valori morale în jocurile video. Că bună oară, când i-au întrebat pe tineri, cei mai mulți le-au plăcut nu să fie trăgător, ci salvator. Deci cei mai mulți le-a plăcut acest joc al celui care salva. Deci asta e o întreagă discuție, dar în mod clar ei își pierd doar modul în care își reglează emoțional, dar și modul în care interacționează sau nu social, modul în care învață să interacționeze social. Intră la grădiniță la 6 ani, la școală sau la grădiniță la 3 ani și un pic sau mai repede, și la fel ei sunt în aceeași grupă, sunt 10, că grădinița este una privată și poate și mecări și sunt 10, sunt două doamne, dar de fapt ei se joacă individual, ei nu interacționează. Stau cot la col și fiecare cu jucăria lui. Și asta o vedem și mai târziu, cum spuneam, la clasa 1 și până la, nu știu, până la facultate, când nu au această bucurie de a interacționa social și poate vedem și mai târziu când se căsătoresc, la fel, s-au căsătorit, au fost la primărie. O grămadă de glume când îi vedem în fața altarului la biserică, când primul lucru este să dau check-in pe Facebook că m-am căsătorit și mă discută cu preotul. Deci pe partea de interacțiune socială e o mare pierdere.
Mihai, aș vrea să întreb dacă acele studii vorbesc, adică menționează destul de clar, dacă folosești un anumit tip de joc, te poate face să fii mai agresiv, adică s-a remarcat, nu știu, la 70%, la 80% dintre adolescenții care foloseau un joc foarte agresiv cu multe împușcături, morți și alte cele, că le-a dezvoltat un anumit comportament agresiv. Existau astfel de procente? Există studii și pe jocurile agresive, cum există studii și pe poveștile criminale și agresive din literatura românească. Mm-hmm. Nu știu, Harap Alb, care se împușcă și înșeală iubita și își minte. Deci, și este studii pe literatura și pe cultura română, cât ce învățăm noi din Ispirescu și chiar din Creangă, cu tipul ăla care tot fură pe acolo. Și nu sunt foarte, dar există și invers, sunt și câteva, din păcate, tragedii. Eu chiar am avut un studiu pe modul în care unii adolescenți, jucând anumite jocuri, bineînțeles, unii dintre ei aveau un diagnos psihiatric, au ajuns să-și pună viața în pericol, să fugă de acasă, să se sinucidă unii dintre ei, pentru că li s-a interzis jocul, și alții, din păcate, în Statele Unite și-au împușcat părinții, la, nu știu, Call of Duty, care e un cel mai celebru, până la Minecraft și așa mai departe. Până Ana Maria, urmă, că vreți să spui. Da, vroiam să spun că până la urmă nu tehnologia sau alcoolul sau tutunul sau marihuana sau jocurile, nu ele creează dependența. Ele sunt doar niște obiecte, niște posibilități pe care noi le putem alege și le putem folosi în diverse scopuri. Cunosc copii și tineri care îmi povestesc o mulțime de lucruri foarte interesante pe care le învață din jocuri sau pe care le învață din diverse, nu știu, de pe rețelele de socializare sau adolescenți care urmăresc ce postează alții și trag niște concluzii despre cum e omul, ce caută omul, ce vrea, ce... Adică ajung să aibă niște o dezvoltare foarte frumoasă. Adică n-aș vrea totuși din discuția asta să reiasă că tehnologia e diavolul, că nu mi se pare corect. Față de... Foarte de acord cu tine. Cum spuneam, și eu frumos este tehnologia și am urmăritori pe Facebook sau pe Instagram care sunt cântați că văd și alt tip de conținut, că nu văd doar știri, dar mă refer și la cei care folosesc acest aspect al rolului educativ al tehnologiei ca pe o scuză. Dacă spui că îți faci teme pe internet și de fapt stai 6 ore pe net doar pe jocuri, sau dacă spui că, uite, mă uit la mai ales la părinți care sunt foarte bucuroși când propriilor copii au niște abilități. Am în familie un băiețel care avea un an și un pic, deci nu vorbea foarte bine, nu cunoștea foarte bine nici măcar mersul și, în schimb, intra pe YouTube și dădea mai multe operații, adică ajungea la clipul lui favorit, făcându-l într-un mod așa aproape rapid și instantaneu. Dar asta e, poate să fie o capcană, să crezi că folosind tehnologia, tu de fapt ești mai dezvoltat cognitiv în ciuda unor aparențe a faptului că ești dependent de această tehnologie. Așa okay, este. Haideți să definim de fapt în ce moment această dependență poate să devină diavolul, pentru că de fapt, într-adevăr, învățăm foarte mult datorită tehnologiei, avem acces la foarte multă informație. Când îl putem numi diavol pentru a atrage acest semnal de alarmă, mai ales părinților, să știe cât să le permită și în ce context să le permită copiilor să folosească tehnologia, să aibă acces la jocuri, să aibă acces la rețele de socializare? Mie mi se pare că discuția poate ajunge într-o zonă extrem de profundă, pentru că până la urmă, ascultându-vă, mi-a venit în minte o situație în care părintele avea următorul dialog cu copilul de 4-5 ani. Trebuie să mănânci așa, trebuie să stai drept, trebuie să numeri cuburile, trebuie să faci nu știu ce. Totul era cu trebuie și cu reguli. Și asta era relația pe care părintele o propunea. Într-un fel, relația asta face ca acel copil să rămână izolat în el însuși, să nu poată ieși niciodată în exterior și să se exprime. Și atunci
el nu va avea un, nu își va construi încrederea că în exterior oamenii îi pot oferi ceva. Și atunci, mai ales propriului părinte. Eu am vizitat recent clasa întâia, m-am întâlnit cu ei, tocmai pe tema asta a tehnologiei și mi-au zis, eu nu pot să stau mai mult de o oră pe telefon. Zic, de ce? Pentru că stă tata pe telefon. Deci, și m-am întâlnit seara cu părinții și le-am zis, băi, zic, copiii stau o oră, da, dar voi stați 10 ore. Aole, ai dreptate. Și atunci, dacă ei nu fac această relație, dacă nu interacționează părinții copiii și părinții înșiși și copilul se uită, vrea să te ia în brațe, dar tu lucrezi. Tata lucrează, tata lucrează non-stop și tata nu tot timpul lucrează, mai stă și pe alte site-uri, știm? Dar dacă tu nu lași telefonul și nu vii spre copil și exact cum ai spus în cazul tău, arătând o astfel de emoții și astfel de bucurie deosebită, totuși este mai important relația cu părintele decât folosirea telefonului. E cea mai importantă relația cu cel care te crește. Părinte, nepărinte, până la urmă nu contează. Contează să fie o ființă umană care împărtășește cu tine niște experiențe și în felul ăsta te ajută pe tine nou venit pe lume să descoperi cum să-ți folosești ceea ce ai în dotare. Și relația asta este fundamentală pentru dezvoltarea ta ca adult. Dacă în acești ani el are o relație de atașament cu telefonul și nu cu tine ca mamă și ca tată, mai târziu, la 16-17 ani, nu mai recunoști. Și mai târziu o să vei să-i spui ceva și o să zică tu cine ești, adică tot ce ai fost stat pe telefon și ai muncit. Și atunci e important să creezi o relație de atașament. Adică studiile spun factorii care sunt la risc, le știm care, dar factorii care protejează ca cineva să nu dezvoltă o dependență este în primul rând relația puternic afectivă dintre un adult și un copil. Fie că este tată, mamă, adoptiv, bunic, oricine da, poate fi aici. Știți că pe vremuri la țară era un obicei să lași copilul în covat acolo, fiindcă avea o grămadă de treabă prin gospodărie și așa, și să-i pui o cârpă muiată în alcool, în țuică. Asta nu știu unde. Nu? Eu un obicei românesc, nu știu dacă în alte țări este acest obicei, dar în România părinților celor care au acum, nu știu, să zic, între 40 și 60 de ani, deci o generație mult înainte, era un obicei destul de des întâlnit. Și mulți dintre acei bebeluși sunt astăzi niște persoane care au o dependență de alcool. Psihanalista din tine, știi? Nu, asta nici măcar nu e. Nu e o chestie de psihanaliză, asta e o chestie biologică până la urmă. Știu că unii părinți, pentru că aș calma copiii, le dădeau un fel de și prăjitură cu, cum se cheamă asta, cu mac, exact. Și prăjitură cu mac și alteori chiar mac în sine. Mac încălzeal, da, ce ai de mac. Da. Adică oamenii tot timpul au căutat să scape de copii într-un fel, nu? Înțeleg, într-adevăr, această nevoie de a dezvolta relația cu copilul tocmai în ideea de a nu-i crea atașamente față de obiecte sau obiceiuri nesănătoase. Însă aș vrea totuși să precizăm când ar putea să devină tehnologia acel diavol, pentru că iarăși vă pot da un exemplu foarte concret. La un moment dat, fiul meu i-a prezentat un joc unui alt copil de 6 ani și respectivul a ajuns să petreacă 2-3 zile imediat după ce a prezentat jocul, 2-3 zile doar pe telefon și efectiv părintele nebunii nu înțelegea ce s-a întâmplat, cum a ajuns aici, adică ei pot foarte ușor să ajungă în această relație puternică, nu mai voia nici măcar să se joace cu fiul meu pentru că venea destul de des și când ajungea în casă tot ce cerea era ca și hipnotizat. Vreau jocul. Unde este jocul? Hai cu jocul. Dincolo de lucrurile acestea de nevoile pe care un copil le are în mod firesc de relaționare cu un adult, de relaționare cu alți copii, totuși se produce acest fenomen. Și întrebarea mea este destul de clară. Când devine un diavol? Putem să setăm ca și timp în momentul în care copilul petrece mai mult de 2 ore, deja poate să devină diavol dacă se joacă pe telefon, dacă stă pe rețele de socializare. Ce putem să spunem concret astfel încât părinții să știe care sunt
marjele, pentru că, normal, noi ca și părinte n-ar trebui să-i spunem tot timpul, trebuie, trebuie, trebuie. Însă legat de jocuri, însă legat de timpul pe care îl petrecem doar pe telefon, eu cred că pot fi impuse niște limite. Așa cum este vorba și despre alcool, așa cum este vorba și despre fumat, poate că nu îl considerăm la fel, însă sunt anumite studii care spun că dacă ești expus prea mult la lumina telefonului, la lumina tehnologiei, lumina aceasta afectează creierul. Și atunci vă întreb, unde ar putea să fie o zonă în care, într-adevăr, nu mai este benefică pentru copii? Cred că limita este atunci, dacă îmi permiți, atunci când părintele simte că nu mai este el. Și spune, nu mai recunosc, spune ce e important pentru el și spune telefonul. Eu dată le-am spus la unii copii, cred că a treia sau a patra, am vorbit acum cu președintele țării, da, el fiind tot din Sibiu, și a zis că, din păcate, un an de zile se va închide internetul aici. Ce ne facem? Și toți au zis, plecăm în Germania. Adică, ei nu-și pot vedea viața fără internet și fără tehnologie. Dar când simți că are dorințe, cum ai spus în cazul amintit, primul lucru care vii în casă vrei să faci pe telefon. Deci ai o dorință compulsivă puternică, acel craving de a sta pe telefon, de a-l folosi. Când spui vină la masă și spui vină la masă de un jumătate de oră și nu mai vine, acum, mamă, și strigă, vină la masă, imediat. Sau de ce mai multe ori nu-ți răspunde la chemarea ta. Da, deci când stă mai mult timp, dacă până acum stădea jumătate de oră, o oră și era ok, acum stă 3 ore, 4 ore și mai multe ore sau întreaga noapte, dimineața îl vezi că are cearcăne pentru că n-a dormit deloc. Dar e important nu doar socializarea cu tine ca părinte, ci și la ce nevoi răspunde acel joc video de pildă, pentru că el acolo este apreciat. Foarte bine, George, 2, 3, 4, 5, userul lui, ai câștigat. Acolo are la levelul 25 după, nu știu, 200 mâini și al colegii la levelul 13 după 3 luni. Deci acolo are un alt statut, acolo poate vorbi, acolo poate interacționa, acolo poate să fie inhibat, în schimb la școală este inhibat și introvertit. Acolo câștigă, acolo este recompensat, fie că sunt bani reali sau imaginari, unii dintre ei vor chiar să plătească. Deci acolo el poate să-și capete sens și semnificație și rost și, cum spuneam, și recompensă și apreciere socială pe care nu are altundeva. Eu cred că un personaj care este profund interesat de cărți, de lectură, de, nu știu, de olimpiade, care nu are timp, pentru că poate și volei și sport și orice altceva, nu se mai poate bucura de internet și de jocuri video, pentru că nu mai interesează. Pentru că premiul între olimpiade pe țară e mult mai puternic, mai important. Sunt și niște trăsături de personalitate, dar și niște aspecte sociale care te fac pe tine, Mihai, și nu pe tine, Andra, să fii pe acel joc. Și asta iarăși este important să vedem simptomul ca și un simptom al familiei. De ce George este foarte atras și dependent de jocurile video? Pentru că, de fapt, nici la școală nu e cel mai bun elev, nici în viața socială nu are foarte mulți prieteni, nici cu părinții nu se înțelege foarte bine și atunci sunt mai multe aspecte care țin în viața lui personală și familială. Da, asta vroiam să spun și eu, că nu cred că există o rețetă, 2 ore sau 5 ore sau momentul ăla sau momentul ăla. Adică poate foarte bine într-o zi să stea toată ziua pe telefon, fiindcă e plictiseală și n-are nimeni chef să facă nimic, și a doua zi să nu mai aibă nicio treabă cu asta și să aibă alte preocupări și așa. Cred că foarte mult depinde de ce trăiește în viața de zi cu zi și care sunt relațiile cu ceilalți, ce satisfacție are, ce prieteni are, ce obține. Eu întreb la un moment dat cât timp ai stat fără telefon și îmi zic 3 ore sau știu. Ok, sau dacă zic o zi și cum te-ai simțit? Și unii zic foarte bine, alții zic groaznic. Deci vezi atașamentul față de telefon și prin întrebarea asta, cât timp ai stat fără? Și cum a fost? Ca la fumat. Cum a fost fără? Și mă bucură foarte mult adolescenții care spun, să știți că mă joc pe, nu știu, Call of Duty sau pe Minecraft sau pe League of Legends de vreo 7 luni. Dar așa, zi de zi. Și acum m-a lăsat. Și cum te-a lăsat? Păi m-am plictisit. Sunt unii adolescenți care la un moment dat pur și simplu zic, gata, nu mă mai interesează.
se plictisesc profund și ce prost am fost că am stat 6 luni ca fraierul și n-am învățat nimica. Deci au astfel o astfel de metodă de singuri, fără să meargă la psiholog, se pot lăsa. Din păcate apar alte jocuri noi și alte provocări. Deci, dacă am înțeles bine, ca să identificăm punctul de la care ar trebui să îi oprim pe copiii noștri să mai folosească tehnologia, jocurile, este acel punct în care vedem că el se schimbă în momentul în care nu mai se ocupă de alte activități așa cum o făcea înainte și să reglăm practic acest timp pe care el îl petrece. Dacă în cazul copiilor foarte mici, cumva, noi le inducem acea nevoie pentru că noi nu ne ocupăm de ei, noi nu le oferim suficient interacțiune, înțeleg că la nivelul adolescentului deja sunt satisfăcute anumite nevoi, cum spuneai tu, Mihai, mai devreme, recunoaștere, faptul că primește tot felul de bonusări. Care chiar contează pentru el. Care chiar contează pentru el, că nu primește de la nimeni altcineva, nici la taică sau nici la maică sa. Deci am luat 9 la matematică și zice, păi numai 9. Adică și a depus foarte mult efort pentru 8 sau pentru 9. Și atunci se nervează și merge în camera lui și stă pe telefon. Și ce faci? Și prietenii lui necunoscuți din altă țară îl apreciază și îl înțeleg. Și taicăsul de dincolo îl judecă pentru un amărât de 9, că taicăsul a avut 10 tot timpul. Și acesta, practic, trebuie să fie semnalul de alarmă pentru părinte că are nevoie să vină acolo și să-l sprijine emoțional. Bine, nu știu dacă mai e cazul adolescenților în mod special, dar este într-adevăr o nevoie foarte puternică ca el să fie recunoscut în propria familie, cât de grozav este, pentru că, cu siguranță, fiecare copil pe care noi îl avem acasă are foarte multe calități și e bine să precizăm, să-i le facem cunoscute și lui. Ce se întâmplă cu adulții? Adulții de ce au nevoie să petreacă atât de mult timp pe rețelele de socializare, atât de mult timp pe telefon? Păi poate o să ne zic Ana Maria, dar doar vreau să spun, pentru că și în cadrul adulților, mediul lor nu mai răspunde unor nevoi importante. Avem diverse imagini când amândoi, el și ea, stau în pat și între ei este o tabletă mare. Și în cadrul adulților, relațiile emoționale sunt disfuncționale, armonia nu mai este, iubirea nu mai este, nu mai face mâncare bună, nu mă mai interesează. În schimb, cineva pe telefon sau un conținut pe telefon este mult mai atractiv, mai important, mai esențial și poate funcționează la fel. Și adulții au nevoie de recunoaștere, de validare, de nu știu, de apreciere emoțională și poate cineva acolo, mai ales dacă ești implicat profesional, te apreciază, te uiți că n-ai nicio apreciere de la soție, în schimb ai 200 de apreciere pe Facebook. Și asta pentru tine contează. Atunci te centrezi pe partea aceasta pentru că există o disfuncție în celelalte părți ale tale. Dacă ai avea relații emoționale deosebite, calitativ, sentimente puternice cu soția sau cu frații sau cu copiii, nu te mai interesează și nu mai este atât de atractiv telefonul. Poți și simplu îl pui pe silent sau îl închizi. Dar cred că aici Ana Maria, pe partea de adulți, o să ne spună mai multe. Păi, cam asta este ideea. Până la urmă, telefonul sau tehnologia suplinesc niște nevoi pe care nu le poți gestiona altfel. Și mă rog, nu știu, nu am vorbit până acum despre rețelele de socializare, dar în cazul adulților care folosesc foarte mult asta, este o construcție de identitate. O identitate falsă care ți asigură construită, care ți asigură foarte multă satisfacție într-un fel. Practic, în rețelele de socializare vii și afișezi o anumită imagine pe care o poți să controlezi tu din videouri, din poze. Și îți creezi o lume virtuală în care tu ești erou ca în joc, nu? Și tu câștigi, tu
arăți anumite aspecte care să-i atragă pe ceilalți și să primești acea apreciere. Apropo de dependența asta de a verifica într-una. Am pus o fotografie, am făcut-o într-un fel, am aranjat-o, ia să vedem câte like-uri. Sau am pus un citat sau orice și verifici în continuu să vezi dacă s-au uitat. Câți s-au uitat? Sau față de altcineva care a pus o fotografie, cum ești cotat? E o concurență, o așezare într-o ierarhie permanentă, într-o căutare de valoare. Și cumva, în momentul în care ajunge să fie patologic, de fapt te duce cu gândul la o traumă care e în spate. Adică o deconectare de o valoare esențială pe care nu o simți. Nu simți că ai vreo valoare ca om. Și atunci îți construiești permanent, permanent, permanent o valoare, într-un fel sau altul. Și atunci, în acest context, ce am putea să facem? Adică eu constat, m-am uitat la un moment dat pe Facebook într-o zi de weekend, la un moment dat am petrecut, cred că 2 ore și jumătate și am zis, wow, deci era o zi de weekend în care teoretic nu lucram, dar m-am luat cu diferite informații, am găsit diferite articole și am zis 2 ore și jumătate într-o zi de weekend când aș fi putut să fac mult mai multe chestii constructive, să citesc o carte, să stau cu fiul meu. Ce avem de făcut în momentul în care constatăm pentru noi înșine că este mult prea mult timp pe care l-am petrecut? Tocmai aflăm din această emisiune că există patru de conectare de la noi, ne creăm anumite imagini. Ce de făcut? Ok, constat. Ce pot să fac următorul pas? Cred că avem nevoie de o detoxifiere, adică dacă simți că e prea mult, poți să faci și pauze, categoric. Eu am fost la un moment dat, nu de mult, am stat 5 zile în spital, fără telefon. A fost greu primele ore, dar pe urmă a fost foarte bine. Am început să citesc și să-mi placă să citesc. Dar poți să stabilești și în familie și pentru tine, ca adult și pentru copil, dimineața, nu telefon, la masă, fără telefon, seara de la 8 lăsăm telefonul, la 10 ne culcăm. Deci poți să setezi în timp niște reguli în care câteva ore telefonul nu mai este prezent în viața ta și altceva. Categorii, duminica, nu știu, duminica facem prânzul în familie, pregătim, ieșim în natură, duminica nu avem telefon. Duminica seara ne uităm la notificări și așa mai departe. Deci setăm acest echilibru al folosirii telefonului ca să nu devină el abuz. Cred că în măsura în care ajungi să conștientizezi la ce îți folosesc acțiunile pe care alegi să le faci, că întotdeauna ne folosesc la ceva, nu facem lucruri care nu ne folosesc. Întotdeauna ne folosește orice facem, chiar dacă e negativ pe de-o parte, sigur are o parte care ne folosește, că de-aia alegem să facem. Într-o permanentă căutare să ne fie bine. Și dacă reușim să identificăm, poate aveai nevoie în orele alea să nu te gândești la nimic important. Și te-ai lăsat 2 ore să hoinărești așa cu mintea pe ce ți-a adus telefonul. Poate să fie un lucru foarte bun. Adică dacă ești tot timpul ajuns să faci doar asta, nu te poți relaxa altfel, atunci, da, e o întrebare. Oare de ce nu pot să mă relaxez altfel? Oare ce mă împiedică? Oare ce e cu mine? Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta de ce am nevoie, cu ce mă ajută într-adevăr. Și poate că există și un alt mod în care să obțin acel lucru. Dacă, de exemplu, am nevoie de mai multă atenție și sunt în același pat cu partenerul, de ce nu vorbesc cu el? De ce apelez mai degrabă la rețelele de socializare? Da. În terapia dependențelor nu e aproape deloc de folos să te uiți doar la partea negativă. Adică, uite ce rău îmi face, uite ce așa. Că până la urmă, toți cei care trăiesc asta știu că le face rău.
Dar ceea ce îi împiedică să renunțe la un asemenea obicei este, de fapt, beneficiul pe care ei îl obțin din acel obicei, din acea substanță, beneficiul pe care de cele mai multe ori nu-l conștientizează și nu știu cum să-l obțină din altă parte. În măsura în care reușești să descoperi ce îți face bine când consumi heroină, ce îți face bine când consumi atât de mult alcool, ce îți face bine când stai pe jocuri de dimineață până seara, sau când stai pe Facebook tot timpul, sau când îți faci 1000 de selfie-uri, sau când îți faci nu știu câte operații chirurgicale estetice, sau sunt atât de multe lucruri pe care le facem, sau când mănânci o grămadă și te îngrași. Nu, foarte mult. Foarte multe lucruri din astea sunt. În măsura în care reușești să identifici cu ce te ajută, de acolo poți începe să lucrezi, pentru că poți să începi să cauți un alt mod mai sănătos să obții aia. Super. Deci, dacă e să combin din ce a spus Mihai, ok, remarc că petrec mai mult timp decât am nevoie, îmi stabilez niște limite, eventual niște limite pe care să le am împreună cu familia mea, că normal, dacă și soțul și copilul stau pe telefon, atunci vine și mie să fac lucrul acesta. Iar apoi când simt iarăși că vine impulsul, vreau să mă conectez la rețele de socializare, să mă pun întrebarea, ok, ce mi-ar aduce asta, ce nevoie mi-ar împlini și să văd dacă există și o altă variantă de a o satisface. Mi-aduc aminte că acum 2-3 ani am fost într-o retragere din aceasta în care n-am avut acces la telefon, la laptop, n-aveam voie să vorbesc cu nimeni, eram într-o introspecție 10 zile doar eu cu mine și am simțit efectiv că nebunesc. Ca să îmi ocup totuși timpul, am avut așa un fel de gând obsesiv, gen mi-am uitat acasă apa, robinetul deschis și o să inund apartamentul, locul, toată România și nu mai gânduri de-astea care ținau de distrugere. Și în fiecare zi îmi puneam întrebarea, ok, și ce se ascunde aici și ce mesaj vrea să ajungă la mine, ce e acolo? Și de-abia după 8 zile de introspecție, adică și 8 zile de chin fără acces la toate, mi-a venit informația. Eu de când îl născusem pe fiul meu, niciodată nu am conectat la acea teamă obișnuită și normală a unei mame de a-și pierde copilul. Tot timpul am fost așa, azmeu, copilului meu nu-i se întâmplă nimic, copilul meu este ok. Și uneori, în toată agitația asta și în umplerea asta timpului cu jocuri, cu rețele de socializare, chiar și cu relaționarea, cu ieșitul cu prietenii, de multe ori este posibil să fugim de anumite emoții, de anumite trăiri, de fapt, intense, la care nu avem foarte ușor acces. Mi s-au părut foarte valoroase ideile pe care le-ați transmis. Simt nevoia să mai discutăm. Dar spre final, aș vrea să vă întreb dacă vedeți că ați mai putea să mai adăugați ceva care ar putea să-i ajute pe oameni în contextul acesta în care suntem într-o agitație continuă și, deși suntem conectați la toată lumea, parcă nu mai suntem atât de conectați la prietenii noștri, la familia noastră. Ana Maria. Eu aș spune că suntem poate mai puțin conectați la noi înșine. Fiindcă în măsura în care suntem în contact cu noi înșine, ca oameni, începem să-i simțim și pe cei din jur și să-i vedem cu adevărat. Și cred că asta e. Da, eu aș merge așa puțin pragmatic pe poate o oră fără telefon, două ore fără telefon și să vedem ce facem în timpul acesta. Se întâmplă și mie să fiu conectat pe Facebook, pe laptop și în același timp să am telefonul în mână tot pe Facebook, ceea ce e groaznic. Dar să ne stabilim în fiecare zi și să vedem totuși beneficiile absenței, faptul că
am uitat să mă stau pe telefon și ce bine este și ce am făcut în acest timp. Am vorbit cu mama sau cu bunica sau cu tatăl sau cu fratele. În această perioadă de criză, pe mine m-a ajutat foarte mult telefonul pentru că am vorbit mult mai mult cu familia mea care trăiește în alt oraș și în altă țară. Și dacă nu era telefon, mă gândesc cum ar fi fost să nu știu ce fac ei câteva luni scriind scrisori sau telegrame sau altceva. Deci dacă totuși avem la îndemână aceste instrumente, să le folosim în favoarea noastră. Cum spuneam, ieri vorbeam cu un student care mi-a zis că n-a crezut că o să-i placă foarte mult limba spaniolă și de când este în criza COVID a început să învețe spaniolă. Deci să folosim instrumentele în favoarea noastră și cum spunea Ana Maria, în absența aceasta să ne conectăm la noi înșine, ceea ce nu e deloc greu, că n-am prea fost în contact cu noi înșine și uneori e chiar un efort destul de considerabil ca să-ți dai seama ce se întâmplă cu tine și ce e înăuntru tău și ai nevoie poate chiar de sprijin. Slavă Domnului, sunt o grămadă de colegi psihologi și psihiatri care în aceste zile oferă consiliere psihologică online și adolescenților și studenților, am văzut, din diverse orașe, la diverse facultăți și mai ales persoane vârstnice. Și dacă totuși nu mai stau pe telefon ca să mă joc sau să socializez cu cineva, să stau pe Instagram, că sunt persoane care mi-au spus clar, mă plictisesc în viața reală, intru pe net, dar și pe net mă plictisesc. Scopul este, mă plictisesc și de Facebook și de Instagram și de Snapchat și de TikTok și orice alte aplicații și iarăși revin în viața reală, unde e o mare plictiseală. Iar dacă ne putem folosi de tehnologie ca să ne ajutăm pe cei de lângă noi, să ne concentrăm pe cei de lângă noi și pe noi înșine, este un mare, mare câștig. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența în această emisiune și pentru ideile valoroase pe care le-ați expus. Deci, oameni buni care ne-ați privit, haideți zi de zi să ne conectăm la noi înșine, să ne luăm acea oră de pauză de la tot ceea ce se întâmplă, că se întâmplă la televizor, că se întâmplă pe telefon, că se întâmplă în rețelele de socializare și să fim mai conștienți de noi. Ne bucurăm că ați fost alături de noi și pe curând. Mulțumesc.